În această săptămână, expoziția din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpul Lung este dedicată comemorării 123 de ani de la trecerea în neființă a lui Alexandru Dobescu, unul dintre precursorii arheologiei românești. Acesta, născut la București, este fiul lui Ioan Dobescu, cel care a fost conducătorul armatei române, înființată pentru prima dată în 1830. Remarcat prin faptul că a represat Revoluția la 1848, respins revoluționari de la 1848 în cadrul acestor evenimente. Odobescu, în afară de studiile făcute în casa părintească și la Liceul Sfântul Sava din București, s-a remarcat printr-o intensă activitate în domeniul școlii, motiv pentru care a studiat la Universitatea din Sorbona și apoi a studiat arheologie la Universitatea din Paris. Odobescu a fost unul dintre cei mai importanti scriitori și precursori arheologiei românești. Acesta a început activitatea sa literară publicând câteva novele istorice precum Mihnea cel Rău și Doamna Chiajna și s-a remarcat în special partea de activitate diplomatică, fiind lucrând în cadrul Ministerului Culturii și Culturii în 1864, apoi fiind ministru interimar la Ministerul Afacerilor Străine o perioadă scurtă în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, iar apoi va fi numit secretar delegație în cadrul Legației Române de la Paris, Odobescu fiind ocupând o funcție de redactor acolo. Printre activitățile sale importante menționăm lucrarea Pseudo-Kinegeticos, un interesant tratat de vânătoare, care arată că talentele literare ale scriitorului român. De asemenea, Odobescu se remarcă printr-o intensă activitate publicistică și ziaristică, publicând alături de personalități ale vremii în periodice precum Românul sau Vremea. Odobescu fiind în tinerețe membru a Societății de Tineri Junimea de la Paris. De asemenea, activitatea sa s-a remarcat prin fiind primul român care a participat la expoziția universală de la Paris în 1867, unde a adus tezaurul de la Pietroasele din județul Bacău, Odobescu fiind între primii care au făcut descoperiri arheologice privind antichitățile din zona noastră a României. De asemenea, este cunoscut pentru lucrarea Tezaurul de la Pietroasele, publicată în Paris și apoi la noi în țară, în România. Odobescu rămâne unul dintre principalii scriitori români, personalități marcante ale activității literare, dar și arheologice din România.